Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Mă bucur mult că încă suntem împreună în casa lui Dumnezeu. Și aseară am început o temă pe care am adus-o în fața bisericii, tema idolatriei din cadrul muzicii creștine și aș vrea să o continuăm în seara aceasta. Le-am dat și la frații de acolo o prezentare, să o să o afișeze. Dar înainte de toate, haideți să citim Cuvântul Sfânt, haideți să ne și ridicăm înaintea Domnului. Vreau să citesc două texte, unul din Exodul, din capitolul 20, cuvânt care spune în versetul 3, spune în felul următor: Să nu ai alți Dumnezei afară. De mine. Asta a zis o Domnul lui Moise, și prin Moise ne o transmite și nouă. Și mai vreau să citesc din Noul Testament, din 1 Ioan, tot un cuvânt, capitolul 5, versetul 21, care spune așa. Copilașilor, păziți-vă de idoli, amin. Vă rog frumos să reluați locurile și haideți să discutăm puțin. Pentru că ne interesează foarte mult problema asta a muzicii și a idolatriei din preajma scenei, din muzica creștină. Idoli care sunt de multe ori ambalați în muzica noastră creștină. Aseară am vorbit despre egoism sau idolul eu și vorbeam și discutam despre oameni care încearcă să aducă pe scenă, pentru că vedeți, Înainte n-a existat ideea de scenă în biserică. Acum există ideea de scenă în biserică. Și unii oameni încearcă să-și aducă eu lor, să-l pună, să-l promoveze. Uite că frații a reușit să dea drumul la prezentare și aș vrea să mergem așa metodic. Am primele două slide-uri, sunt cu versetele pe care tocmai le-am citit și apoi am un cuprins. Uitați-vă la cuprinsul acesta, sunt patru puncte pe care vreau, poți să dai. Da, aici sunt patru puncte pe care aș vrea să le atingem în seara aceasta, și anume ne ocupăm puțin de definirea termenilor, niște caracteristici, apoi numerăm 11 idoli și totodată ce spune Biblia în dreptul fiecăruia. Și mergem la definiri, vreau să mergem destul de telegrafic ca să ne încadrăm și în timp suntem de mult aici, la definiri, am ales o definiție dintr-un dicționar biblic editat aici în Paris, care a fost tradus în 96 în țară și uitați-vă ce spune aici. Da? Mamona, moda, sexul, sportul, statul, gloria, euul, sunt tot felul de idoli pe care oamenii chiar în secolul nostru îi au. Am extras de la John McArthur iarăși, o listă de idoli, banii, prestigiul, succesul, filozofia, distracția și așa mai departe. Și de la Westcott, a fost un autor foarte bun, un cercetător al Bibliei, orice lucru care ocupă locul lui Dumnezeu, acela este un idol. Haideți să vedem ce spune Biblia despre idoli. De 214 ori în Biblie apare termenul idoli și alți Dumnezeu expresia aceasta de 46 de ori. Apostolul Pavel spune că un idol este tot una cu nimic, dar dacă noi ne închinăm la el și îl punem în locul lui Dumnezeu, iată că putem face niște lucruri foarte rele. Mergem mai departe și haideți să vedem caracteristicile Idolatriei sau cum putem să cădem în idolatrie. Am aici schema închinării. Ce înseamnă schema închinării? Noi ne închinăm prin cântare, nu întotdeauna rugăciunea este închinare, mă refer la rugăciunea tip cerere. Atunci când eu îi zic dăm, 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 asta nu este închinare, e o rugăciune de cerere. În schimb, dacă e o rugăciune de adorare, poate să fie închinare. Uitați-vă aici, prezența divină, realizez prezența divină, intru în prezența divină. O să arăt imediat și un text biblic. Când am intrat în prezența divină, trebuie să fiu integrat ca și închinător. Adică, primul, cel din stânga, ce vedeți voi acolo, primul balon, da, prezența divină, se referă la faptul că Dumnezeu se coboară. Și Dumnezeu vrea, El e obiectivul închinării mele și Dumnezeu vrea ca să realizeze o conexiune cu mine. El mă integrează, mă primește în prezența Lui și atunci imediat eu trebuie să mă închin. Cum mă închin? Există al treilea lucru, uitați-vă acolo, în dreapta jos, mijloacele închinării. Fie că mă închin prin cuvinte, fie că mă închin poate prin instrumentul pe care Dumnezeu m-a ajutat să-l utilizez. Asta e extraordinar. Fie mă închin poate prin poziția trupului meu. Este o, o poziție de reverență. Imediat trebuie să se realizeze actul închinării și să se închide circuitul. Dumnezeu e prezent, eu am fost integrat în prezența Lui, am niște mijloace, poate chiar tăcerea mea, e un mijloc al, poate lacrimile, un mijloc al în închinării, cuvintele mele, dacă vin și cânt. Și atunci se realizează actul închinării și se închide cercul. Uitați-vă, am un exemplu din Isaia, din capitolul 6, se realizează prezența divină. În anul morții împăratului Ozi am văzut pe Domnul. Bun, asta era prezența, l-a văzut, era acolo. Alții nu l-au văzut, l-a văzut Isaia. Erau niște închinători în jurul lui Dumnezeu, da? care au fost integrați în schema asta. Serafimii cu șase aripi stăteau în jurul lui Dumnezeu și uitați-vă, mijloacele închinării, vorbele, cuvintele, strigau unul la altul și ziceau și apoi închinarea propriu zisă Sfânt, 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 este adorare. Este o ardere pentru că serafimii sunt ființe angelice care ard de sfințenia lui Dumnezeu. Și în arderea aceasta a sfințenii, în focul sfințeniei lui Dumnezeu, ei strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul tot Pământul este plin de mărirea lui. Și așa se realizează schema închinării. Am aici iarăși un citat de Tozer, Dacă cântările nu creează adevărul, ele îl celebrează. Deci noi prin cântare nu creăm adevărul. Deci avem adevărul aici. Cântarea trebuie să preia ce e aici și să transpună în experiența noastră de închinători înaintea lui Dumnezeu. Foarte frumos zice Tozer, cântarea este ecoul muzical al vocii lui Dumnezeu. De altfel el se, se inspiră de la Emerson. Uitați-vă, am iar un citat mare. Închinarea se orientează spre centrul ei. Vorbeam mai devreme despre centrul închinării care este Dumnezeu. Și am chiar schema Dumnezeu în centrul închinării. Da? Dar, pun o problemă, dacă se întâmplă să fie omul în centrul închinării, imediat schema aceasta se rupe, se strică și uitați-vă, schema e răsturnată. În loc de prezența divină, îi prezent omul, sunt eu prezent aici. Da? Cânt. Mijloacele închinării există. Am cuvinte, am instrumente. Actul închinării se realizează. Eu cânt cuiva. Dar dacă eu iau locul lui Dumnezeu, atunci se închide cercul numai între cele trei elemente și atunci eu cred sau vreau să primesc slavă și schema nu mai este bună. Deci închinarea nu se mai realizează. Și atunci apar așa numiții idoli ai sinelui. Bun, următoarea problemă. Dacă mijloacele iau locul lui Dumnezeu, că poate eu mă închin la instrument sau poate la vocea mea, mă bucur așa, uitați-vă, schema se răstoarnă iarăși. Mijloacele în locul lui Dumnezeu, eu mă închin oricum, Actul închinării se realizează, dar nu este complet. Și atunci, schema nu este bună, închinarea nu este ok, este o închinare antibiblică, pentru că eu mă închin la mijloace. Și atunci am idolii mijloacilor. O să vedem imediat despre ce e vorba. Și apoi, o, o, o ultimă presupunere, presupoziție, dacă activitatea mea în sine ia locul lui Dumnezeu, atunci, iarăși, uitați-vă, actul închinării este un act acolo. Închinarea propriu-zisă, acțiune, activismul, închinătorul e integrat, mijloacele-s acolo și iarăși nu este bine. Și atunci apar idolii activismului. Și mă duc mai departe, și mă duc la cei 11 idoli înveșmântați în ambalajul cântării. Primul este Eul, despre care am discutat data trecută, am zis egoismul, am vorbit de la seară, și aduceam și câteva versete, Filipen 2 cu 3, să nu facem nimic din slavă de șartă, putem să o facem, putem să ne închinăm și Biblia spune, caută folosul altora și nu numai folosul tău, dar nu fi iubitor de tine, de sine, că atunci e o mare problemă. Și am niște exemple pe care le-am uh, pus aici ca să le observăm fiecare dintre noi. Există exprimări ale eului prin gesturi. Poate că nu e foarte relevant exemplul acesta, dacă frații reușesc să-l posteze, să-l pună, să-l vedem. Nu e extraordinar de relevant, dar totuși nu mi-ar plăcea ca în biserica noastră, în Albini, să văd astfel de gesturi în închinare. Să iasă în față o tânără, să cânte și să încerce să, ca și cum ar, ar dirija închinarea, ca și cum ar invoca prin gesturile ei prezența lui Dumnezeu. Nu mi-ar plăcea să știți. Nu mi-ar plăcea. tot aici, în cadrul eului, există și autoelogierile, da? Idolul eului, autoelogierea. Mă laud pe mine. Sau aștept aprecieri de la unul și de la altul. Vin și cânt, vin și cânt și imediat. Am cântat cam slab, mi-a fost vocea răbușită. Dar eu, de fapt, caut aprecierile. Și asta nu-i bine. Asta înseamnă tămâiere de sine. Mai este un, un și l-am întâlnit, să știți, un fenomen mă duc în misiune cu câte cineva și își face un filmuleț, își face o poză, imediat pune pe Facebook. Mergeam cu mașina cu cineva, imediat și-o pus pe Facebook. Știau oamenii unde mergem în misiune. Tot, tot, tot știau. Ce bă, voi mergeți acolo. Uitați-vă. Exemplu ăsta vrut. Uitați-vă la gesturi, chiar dacă nu se aude sunetul, dar în momentul în care tu vii și spui și faci așa, că deja ești ca un fel de supraom, tu dirigezi totul, tu cobori harul lui Dumnezeu în adunare, puterea lui Dumnezeu în adunare, este o problemă. Și să știți că asta, fenomenul acesta, vine de la muzica carismatică și tinerii noștri, mulți sunt prinși în cercul ăsta, în un cerc vicios. Să mergi în față, ești tu cineva, tu dirigezi harul, am fost într-o biserică în Cluj, că m-a chemat un prieten, nu m-a mai dus niciodată acolo. Când am deschis ochii, era o ființă omenească, o femeie, era cu un steag alb. E așa făcea cu steagul. Zic, mă, dar ce face femeia asta aici? Ce semnalizează apariția Duhului, că zice, e proroc. Pe păi că dacă e proroc, biserica nu știe când vine Duhul, nu simte poporul când vine Duhul, trebuie să semnalizeze când vine Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Tu nu simți, tu n-ai Duhul Domnului, nu te -o boteza Domnul, nu-ți dai seama că Domnul e sau nu e acolo. Trebuie ea să vină să semnalizeze. analizeze. Vedeți, sunt tot felul de gesturi pe care eul, eul încearcă. Fraților, gândiți-vă un pic, eu am pățit-o în dreptul meu și mă laud de multe ori cu slăbiciunile. Am fost în 2010 în Australia, în misiune. M-am dus în, în uh, Melbourne, era acolo fratele Benny Pop, de la voi, din zona Bistriței, de la Ciceu Cristeș, cred, din zona... Fratele Beni nu m-a cunoscut și bine a fost că nu m-a cunoscut, n-am avut problema asta. De uh, ce este un frate de la Cluj să vină să dea un îndemn, m-am dus, am dat un îndemn. Bun, când a fost ziua următoare, avea o, o săptămână de stăruință, m-a văzut în sală fratele să vin aici, m-a pus la învon, un pic m-am umflat, Da, dar am auzit o voce, a zis, nu te pune în locul meu cam să te lovesc, fraților, știți ce m-am speriat, m-a ridicat la învon, aproape plângând, am zis, fraților, eu nu vreau aici să fiu eu cineva, să fie Domnul cineva, să fie El totul, eu să fiu nimic, eu nu vreau să fiu lovit, Vedeți? De multe ori noi venim aici și încercăm să facem noi har, dar noi nu putem face har, numai hâr, eventual, faci hâr, măr, faci urât. Da, dar har nu poți face niciodată. Nu, nu, că nu stă în degetul nostru mic treaba asta. Noi nu putem. Ăla-i eu, eu. Hai să mergem mai departe, să vedem ce ne spune Biblia. 1 Corinteni 4 cu Uitați-vă un text foarte clar. Cine te face deosebit? Că știi să cânți la chitară, măi omule, sau la pian, sau la ce știi, la voce. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Dacă l-ai primit, de ce te lauz, ca și cum nu l-ai fi primit? Păi dacă sunt cerșetor să-mi dea Dumnezeu har în seara aceasta, eu cerșesc milă și îndurare de la Dumnezeu, eu depind de Dumnezeu, sunt dependent de har, cum zice o, o de poezie, în totalitate sunt dependent de har, nu pot eu să vă scot, fraților, din nici măcar o jumătate de păcat, nu dintr-un păcat întreg. N-am puterea asta, numai Domnul poate să facă lucrurile astea. Și atunci de ce să mă laud eu că am venit și am cântat? departe de noi gândul ăsta. În special ăștia tineri, să știți, vine, bă, o ieșit bine, mă, o, ieșit, o piesă, beton, știți cum zice asta, beton, o ieșit. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, lăudați-l pe Domnul, dați slavă lui Dumnezeu, că știți ce se întâmpla. În vechiul legământ, după ce făcea Moise minuni cu toiagul, îl ducea și îl punea înaintea chivotului, așa i zis Domnul. Măi, ai făcut minuni, ai lovit stânca, au țâșnit ape, da, du înapoi. Înaintea chivotului. De ce, Doamne? Tot de mine o să depins și data viitoare când apare o criză. Tot de acolo din fața chivotului o să iei toiagul să faci minuni. Știi, Știi ce înseamnă asta? M-am dus la evangelizare, a fost har, du-te acasă și pocăiește-te și plânge să-ți dea Domnul și data viitoare har. Că altfel îi vai de tine, că te duci și te faci de minune. Deci vedeți? Astea sunt probleme pe care Domnul ni le pune în seara aceasta. Hai să mergem mai departe, am un citat mai lung. Tozer zice aici că cântările au luat o direcție descendentă, că am dat la o parte marile cântări și am început să cântăm altfel de cântări, altădată sfânt, 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 despre măreția lui Dumnezeu. Dar acum, uitați-vă, totul despre eu. Eu sunt așa de fericit, eu sunt binecuvântat, eu mă simt bine, totul despre eu. Și asta e o mare problemă. Următorul idol de care am vorbit și aseară, popularitatea, și am aici câteva exemple, oameni care caută să aibă vizualizări, să aibă like-uri, să aibă comentarii pozitive. Am întâlnit cazuri în care așa de atent sunt și le selectează și le șterg. Dacă cumva cineva zice, soră, fă fost, fusta un pic mai lungă sau așa, imediat îl șterge de acolo. Să nu vadă nimeni ce o scris nimeni, numai lucruri pozitive și vezi o sută de aprecieri comenturi pozitive. De ce? Lucrăm de multe ori la popularitate. Plus că se mai întâmplă un fenomen. Aici la voi se filmează, la noi se filmează. La cășei nu se filmează. Și într-un fel mă bucur să știți să mă duc la cășei, să nu mă vadă camerele video, că și eu sunt om și mai greșesc. Și imediat sunt ăștia cu năzbătii teologice, nu știu cine i-o scos și imediat postează ce nu trebuie. Da? Dar problema, știți care e? Revin cu popularitatea. Deci am venit la voi în biserică. Oare mă pune fratele Călin la o cântare? Zic, nu te întreabă -l. Dar du-te, zice tu, că poate ai trecere mai mare. Că... Păi du-te, mă, și voi. Sunt oameni care vin să cânte sau să dea un îndemn numai ca să fie filmați. Să știe lumea că ei au fost acolo. Și asta nu e bună, să știți. E popularitate. Înjim după ea, o căutăm și Domnul zice, nu, 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 nu. Uitați-vă răspunsul Bibliei, 1 Corinteni 3 cu 13. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. În ziua Domnului mă va întreba Domnul, de ce ai fost la Cășei, de ce ai fost la Dej, de ce ai fost la Paris, de ce ai fost acolo, de ce ai fost dincolo, de ce, Doamne? Păi ai vrut popularitate. Zero copile. Vai, Doamne, dar m-am obosit. Zero, 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 zero. De ce? Ai căutat tu să fii popular, să te cunoscă oamenii. Fraților, uitați-vă la Domnul Hristos, cu cât era mai popular, cu atât mergea mai mult și să ruga în munți. Cu cât îl cunoșteau mai mulți oameni, avea mai mare nevoie de Dumnezeu. Știți de ce? Oamenii sunt periculos și salunecoși. Astăzi te laudă, mâine te blamează. Astăzi te ridică, te fac rege, mâine te răstignesc. Asta s-a întâmplat cu înaintașul nostru, cu Hristos. Noi nu depindem de oameni, noi depindem de Dumnezeu. Ca să fim populari, nu ne interesează lucrul ăsta. Nu, să urâm fraților să fim populari, să fim dușmani a egoismului și a popularității, să rămână Hristos popular. El să fie în bisericile noastre numărul unu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Trei. Am vorbit și aseară de senzualitate. Senzualitate. Și asta e o problemă mare pe care o întâlnim în multe biserici. Și am și niște exemple aici în domeniul senzualității, vibrato invers, am vorbit și aseară despre el, o să auziți imediat un exemplu, gesturi voluptoase, am întâlnit, uitați-vă, gesturi așa, se leagănă frumos, mai ales fetele când dau un videoclip și îl pun acolo și așa au niște gesturi că parcă n-ai vrea să te uiți și te uiți în altă parte. Expunerea unor părți ale trupului care alimentează senzualitatea, și face așa părul, mai vezi, sau buzele, mă le vezi că o filmează așa și că ea cântă lui Dumnezeu și textul este buzele noastre, lauda buzelor, inspirat din Osea 14, că ducem lui Dumnezeu lauda și nu mai vezi niște buze mari acolo și pentru ce? Pentru ce? Omul se închină la Dumnezeu sau la buzele tale? Sau la părul tău, sau la trupul tău? Și atunci e o mare problemă asta. Plus ținuta indecentă, plus mai există în muzică, am auzit și în seara asta... Note blue, îi spun specialiștii. Când când în do major și imediat sari în mi bemol. Știi de ce? Pentru că trebuie să manipulezi oamenii și să-i duci un pic mai sus, mai aproape de domnul. În note blue, asta e treapta a treia micșorată. Și asta este folosită de jazzmen, de cei care cântă jazz și de cei care cântă muzica rock. Și asta e preluată, că noi nu ne dăm seama, dar o preluăm din lume. Bă, bună, mă, ce bine sună, mă, mă, ce fain o transpus acolo. Și iară vin înapoi, te duce într-o stare cerească credem noi, dar nu -i, nu -i asta. Poate să fie senzualitate, poate să fie ce nu-i place lui Dumnezeu. Dacă poți și ai la îndemână cele două exemple, te rog, punele. Deci să nu le luați că le-am pus eu exemplele astea și astea nu sunt. cu rol ilustrativ și atât, și atât. Am vrut un pic să auziți un vibrator invers, dacă poate merge și sunetul, ar fi extraordinar, dacă nu, poate că nu ne atingem scopul dar măcar să auzim puțin cum sună un vibrato invers. Pentru că l aud de multe ori în biserică. La noi în Albini a fost un băiat care cânta cu vibrato invers și a plecat și m-am bucurat că a plecat din biserică. S-a dus în altă biserică, azi Dumnezeu cu tine să înțelepțească. Încercăm, vedeți, asta e senzualitate și încercăm să atragem, să atragem prin tehnicile astea vocale, care nu sunt chiar, chiar serioase, chiar creștini, așa cum trebuie, nu sunt biblice. Și aici am Matei 5 cu 28, dar eu vă spun... Auziți? parcă te zgârie la urechi. și nu-i natural. Asta nu e vid, poți să-l oprești ăsta, exemplu ăsta. Deci nu-i ceva natural, gândiți-vă un pic. E ca și cum îl tragi pe om, hai, mă, hai, mă, hai mai sus, aproape de domn. Cum aproape de domn? Că până la urmă asta e împrumutată din lume și nu-i bună. Asta e senzualitate. Nu? Că atragi nu aproape de domn, aproape de doamna care cântă. Asta e problema. Asta e problema, să știți. Da. E o mare... Dacă pot și patru, dacă nu mergem, că cred că e aceeași... Uh, nu, trei. Da. Da, poți să-l oprești, că e... Uh, deci... N-am amintit, dar acum, auzind-o pe doamna asta cum cântă, mi-am amintit, sunt anumite silabe pe care unii le folosesc, așa ca și mantrele. Și asta e noi bine. Senzualitatea ia din limbajul de dormitor anumite lucruri și le pune aici, să știți. Și ați auzit-o. Sau nu știu ce. Deci lucrurile astea sunt luate de unde n-ar trebui să fie luate. Și vezi, bă, îl îl chem la Hristos. Fals, fals, total fals. Biblia spune în Matei 5 cu 28. Eu vă spun că oricine se uită, și aici pot completa fără să greșesc, ascultă pe internet sau poate privește la un videoclip, da? la o femeie și o poftește, o și prea curvit cu ea în inima lui. Când i auzi vocea, deja ești gata. Mergem mai departe la patru, idolul 4, divertismentul. Aici am iarăși niște exemple. Dansurile, da? Dans sfânt. A părut și ideea asta de dans sfânt. Și vin mulți și aduc pe David, că David o dansat înaintea chivotului lui Dumnezeu. Am studiat textul de acolo și nu se deduce că e neapărat vorba de un dans acolo, ci poate să fie vorba de o mișcare a brațelor. O mișcare a brațelor, asta. nu mai putea. Raților, i am trăit și m-am născut în familie epocăit și am mers în stăruință. Știți ce făceau cei care erau cuprinși de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu? Ia așa trămurau, nu-și mai puteau controla brațele. Și ziceau, frață, ăsta e sub putere, acum îl botează Domnul. Nu dansau, trămurau, nu mai puteau. Încă am văzut care își țineau mâinile două, trei ore așa și nu oboseau cu mâinile. Sau poate erau alții care săltau, dar două Sfânt, măi, și îl țineai de umeri, doi, trei oameni îl țineau de umeri și el atât tot sălta, pentru că era Duhul Sfânt peste el. Nu era nimic firesc acolo. Dar în momentul când eu vin, oh, dansa David, dar dacă o coborâ Duhul Sfânt peste el și cum zice textul biblic, L-am căutat, am vrut să mă edific. Zice, mișcarea braților, nu mai putea de bucurie, de, de dragul lui Dumnezeu, că în sfârșit vine chivotul în cetatea cea sfântă. Și atunci făcea el niște gesturi așa înaintea lui Dumnezeu, nu? Dar nu neapărat, a o dansa David, hai să dansăm și noi. Luminile scenei, alura de film creștin, poți să mergi mai departe, efectele culturii de divertisment, trecem peste asta, răspunsul Bibliei nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Asta o zice Dumnezeu. Cinci, mergem la cinci. Noutatea, noutatea. Și asta e o mare problemă, nu toate cântările care znoi noi sunt și bune. Uitați-vă ce spune Biblia, 2 împărați 4 cu 39. Iese unul, găsește niște castraveți sălbatici, erau otrăvitori, îi taie în oală, mâncarea, moartea era oală. Deci cam asta se întâmplă cu cei care nu cunosc. Te duci, asculți o cântare undeva, nu o cunoști, hai în biserică cu ea. Mergem mai încolo, mai poți să treci peste asta. Exemple de cântări noi, care sunt bune, dar și de cântări care nu sunt prea bune drumul slavei trece, trece și pe la cruce, asta o știți, e cântare frumoasă, dar e nouă, e relativ de câțiva ani compusă, dar uitați-vă la exemplu 4 și chiar nici nu-l pune, profet de Beniamin Pălincaș, am textul pus aici, uitați-vă următorul, textul pus aici, Oare să țin ascuns de robii mei, planul meu, oare e inspirată aproape total din Biblie? N-ai ce să-i bași de vină la text. Dar uitați-vă, deja exact problema pe care am semnalat-o adinea ori despre cealaltă cântare e la Timișoara. Iată vreau să fac din tine un profet în loc uscat, să trăiești neînfricat, să declari, iară, declaratul și proclamatul, să declari viața celor ce n-au, eu, eu te-am ales din Valea Cu Oase. Aceeași problemă aceeași problemă. Domnul pe mine nu m-a pus, nu mi-a zis, nu s proroc, în seara asta să proclam aici viață peste 10 tineri, nu mi-a descoperit Domnul, așa că nu o fac, mi-e frică. Dar la omul ăsta, Domnul i-a descoperit să proclame viață păstă tot tineretul României. Are vizualizări peste un milion, dacă nu greșesc. Nu m-am uitat. Dar în orice caz, inclusiv scrie el acolo, mulțumesc celui ce mi-a împrumutat pălăria. Și-a luat o pălărie și-a făcut un videoclip cu o pălărie. Deci gândiți-vă, cine e în centru? El sau Domnul? el cu pălăria aia și cântă acolo și sound-ul, sunetul sună, e destul de bun sunetul și atrage, atrage, atrage și deja o mare problemă. Și Domnul zice, nu, 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 e o problemă, asta e noutatea, dar nu e o noutate bună. Dacă faci din noutate idol, e mare problemă. Punctul 6, profesionalismul. Poți să faci din profesionalism un idol. Adică cum? Să fii tu un specialist, să fii tu apreciat, să fii tu profesionistul, să faci din muzică o profesie și să vii să cânți ca la catedră dacă predai muzică și ești profesor? Și Domnul zice, nu, nu, tu trebuie să pui suflet, trebuie să pui inimă. una e catedra, alta e biserica. Acolo la catedră du și predăm muzica cât vrei, să spună lumea domn profesor, bine ai venit, nu știu ce, poate să zică ce vrea lumea. La biserică ești înaintea lui Dumnezeu. La biserică, în dreptul tău, sună cântarea Voi pierdut sub sarcini grele. Și tu ești pierdut sub sarcinile tale. Ai problemele tale, ai nevoie de Hristos? Domnul să ne ajute la aceasta să înțelegem. Și uitați-vă ce spune Biblia, da? Pentru un profesionist, mângâietorul, Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Duhul Sfânt te învață și cum să cânți, și cum să reciți, și cum să predici. Tot, tot, tot te învață Duhul. Că tu te pregătești acasă, da, da, asta trebuie. Dar Duhul Sfânt te va învăța. Putem merge mai departe. Da, ăsta e un text bun, da? pentru că unii, așa ca și în Amos, unii de ea se cred discuțiți ca David și aiurează în sunetul alăutei. Și acolo scrie pentru prima dată, cred, din Vechiul Testament, cuvântul cântec. Nu sunt foarte sigur, dar cred. Dar noi, dacă nu știm să-l cântăm, un cântec, să fie cântare, nu cântec, îl devine descântec. De aceea am pus acolo o un prefix în față, vine descântec și atunci nu-i bun. Merge mai departe, uitați-vă, emotivismul, ăsta vine de la carismatici, să știți, asta e o mare problemă. Închinare la stări, la sentiment, mă, nu mă, dar de ce, mă, am închis ochii și n-am simțit nimic. Dar nu, trebuie să te iai tot după simțuri. Adică nu simțurile tale la după pe domnul în adunare. Vedeți, oameni care scălăuziți după ce simt ei. Una e să simți cu simțurile astea, avem cinci simțuri. Și alta este să vină Duhul Sfânt peste tine și să-L simți că te-o cercetat. E diferență oameni buni, știți de ce vorbesc asta? Pentru că mulți tineri, și de la noi am văzut, se duc sunt biserici la carizmatici să cântă în față și ăștia stau acolo și așa să leagănă și tot caută să vadă dacă Domnul îi cercetează, dacă simt ceva, dacă nu simt nimic. Și a într-o zi o tânără la mine și au zis, frate, zice, mare problemă cu mine, care baiu? Zice, nu-l mai simt pe Domnul. zic, trăiești prin credință, așa zice Biblia. Noi trăim prin credință, nu prin vedere, prin simțuri. Da, 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 zice, nu-l simt pe Domnul nu mai vorbesc nici în altă limbă, dar zic, ai putea vorbi? Aș putea, dar zice, mi -e frică, nu-l mai simt pe Domnul. Imediat a venit diavolul în mintea ei și a zis, dacă nu-l mai simți pe Domnul, înseamnă că te-o părăsit. După aia a venit diavolul, că i a zis, da, m-a părăsit Domnul. Dacă te-o părăsit Dumnezeu, ești lepădată. Diavolul e desconvinia, te-ai deși chiar, Da, lepădată, o după o zi, două. Noi ne tot luptam, ne rugam pentru ea, dar dacă ea nu-l simțea și vroia să umble pe simțuri, a fost problemă. Dacă Dumnezeu te o lepădat, atunci ești a diavolului. Au zis, da, sunt a diavolului. Fată botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, fată care recita și cânta în biserică, conducea cântări. După aia zis diavolul, dacă ești a diavolului, zic cu vocea ta, sunt a diavolului. Auziți? Până unde a dus-o. Și acum au zis, dacă ești a diavolului, du-te și ia viața. Asta a fost problema. Asta a fost o mare problemă că am ajuns la căpătâiul ei la spital, plângând am ajuns și am zis, să-mi mai da Dumnezeu o șansă, acceptă să spun experiența ta, că nu dau nume, să-o spun în alte biserici, o zic să accept. Acum zice, știu că Domnul mă iubește și-o întemeiat o familie, are copilaș e fericită, dar niciodată nu mai umblat după simt. Nu umblăm după astea, fraților. Nu umblăm după asta. Și o mare problemă la tinerii noștri, închinare la sentiment, o mare problemă. No, ce? Dacă scriem Biblie că Domnul e acolo unde se adună doi sau trei, Domnul e aici. Voi credeți că Domnul e aici? Domnul e aici, fraților, și e simt, și e nu simt. simțurile sunt fluctuante, Dumnezeu este în adunarea lui Dumnezeu și El locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. slăvit să fie El. Și atunci mergem prin credință, că după ce tu te duci prin credință o să vezi că îți vin și simțurile, și lacrimile apar și te bucuri de Domnul, dar nu mergem prima pentru lacrimi, nu căutăm lacrimile, noi căutăm pe Domnul lacrimilor și atunci Dumnezeu poate să ne dea și lacrimi. Haideți să mergem mai departe, versetul ăsta l-am pomenit. Bun, 8, textualismul. Am întâlnit oameni care se închină la text. Am întâlnit asta. Băi, zice, versurile astea sunt divine, mă. Atâta ascultă o cântare. O zice cineva odată, zice, cântarea asta, cred că am ascultat-o de 100 de ori până acum. Într-o zi, zice, am pus-o de nu știu. Deci sunt oameni care sunt drăgoste de niște versuri de un interpret anume și tot pe el ascultă, tot pe el ascultă, una, 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 una. Și asta pot să caz în acest lucru și anume în textualism. Te îndrăgostești de versuri sau poate te îndrăgostești de cel care le interpretează și Domnul zice, problemă, problemă, putem merge mai departe, uitați-vă, Apocalipsa 7 cu 10 ei strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea nu e a textului, nu textul mă mântuiește, o cântare, niște versuri, nu ăla mă mântuiește, mântuirea este a Dumnezeului care șade de pe scaunul de Domne, El mă mântuiește, Domnul să ne ajute la aceasta, să înțelegem. Și merge mai departe, marketingul muzical, și aici e o problemă, poți să dai, da, uitați-vă, este un verset pe care un pic l-am adaptat, că avea o expresie mai așa, o femeie care ia harfa și străbate cetatea, că a fost dată uitării. Dar cum cântă? Cântă bine, cântă de mai multe ori și lumea și aduce aminte de ea. Femeia asta este duhul de marketing care străbate bisericile noastre. Venim și zicem, mă, cum să facem să vină mulți la evangelizare? Păi știi cum? chem pe cutare, am vrut să zic o, o formație, dar m-am abținut, chem pe cutare să vină în biserică și să vezi tu câți ori veni. Nu mai vezi, balconele pline, sala plină, de ce? Ei au venit să asculte pe X și pe Y, nu să se întâlnească cu Domnul. Și asta e o problemă, e duhul de marketing. De aia zice, cântă bine, păi ea cântă bine, hai să-i aducem aici. După aia zice, cântă-ți cântecele de mai multe ori, păi au repertoriul lor, cântecele lor pe care ei le-au compus și atunci nu mai aveți din sală, mai cântă una, mai cântă încă o dată când ne place și atunci mergem pe duhul de marketing și ce să vinde, aceea, ce să cere, aceea să vinde foarte bine și Domnul zice nu, ăsta poate fi un idol. Hai să mergem mai departe, da? Uitați-vă ce spune Tozer. Odată Biblia și cartea de cântări erau suficiente. Te duceai la țară, te duceai oriunde, vedeai o carte de cântări în bancă, o luai și cântai cu biserica. Dar uitați-vă acum, tone de accesorii, asta e vremea în care trăim și asta e problema cu care noi ne confruntăm și trebuie să-i facem față, e mare problemă, mergem mai departe. Zece, virtualismul. La ce mă gândesc când vorbesc de virtualism? Bisericile emergente spun în felul următor și au apărut deja, te poți mărturisi la un robot, nu? Intri pe internet, am făcut păcatul ăla la, la, la și un robot acolo, care e un duhovnic sau ce-o fi, are el setat ceva acolo în limbaj biserice și spune, bine Dumnezeu te iartă că uite cum scrie versetul cu tare și robotul devine duhovnicul tău. Da, ce se întâmplă? Am pus acolo două exemple, Vocaloid și Gorilla Z, sunt niște roboței de ăștia care dacă le dai un sample, ei din vocea lui Pavarotti sau a lui Selin Dion, iei o bucățică și o pui acolo. Roboțelul ăla o învață, învață vocea aia la perfecție. Și poate să vină și îi spui, auzi, cântăm cu vocea lui Selin Dion, cântarea asta, din el, prin el și pentru el sunt toate lucruri. Și nu mai vezi cum ți-o cânt, așa de frumos cu vocea aceea. Și vin unii și zic, uitați-o, din bisericile astea emergente, băi, e bine mă, îl pui pe robot să-ți cânte intimitate. Ești numai tu cu robotul. Stai acasă, stai în confort, stai liniștit. Iar. Ai o unicitate fără precedent. Uite, modelarea vocală e excepțională. Poate să scânteie cu ce voce îți place ție. Și vine robotul și ți cântă cântările lui Dumnezeu. Apoi, uitați-vă, reducem limitările umane. Dacă un robot cântă, ăsta poate cânta un milion de ani dacă e cazul. Și ăsta nu-i mândru, nu bârfește, nu-i bolnav, nu îmbătrânește, nu moare niciodată că e robot. Și atunci, hai să facem închinare, închinarea prin robot în biserică. Dar uitați-vă, ce spune imediat Biblia. Problema este că un robot falsifică prezența divină, falsifică standardele biblice pe care trebuie să le întrunească un cântăreț. Sunt niște standarde biblice. Dacă aș deschide Biblia, să vedem un pic. Oamenii care cântau în timpul lui David erau proroci, asta înseamnă că Duhul Sfânt venea peste ei, erau sub coordonarea unui proroc, care era o căpetenie. Și toți acești aceste căpeteni erau sub coordonarea împăratului, care era omului Dumnezeu, călăuzit de Dumnezeu. Erau niște standarde, trebuiau un standard al Sfințeniei ca să coboare Duhul Sfânt. Dar robotul nu se încadrează aici. Apoi, uitați-vă, falsifică jertfa lui. Hristos. Hristos nu a murit pentru roboți. Și un robot nu poate veni să cânte sau să predice sau să ia o mărturisire, pentru că nu are cum. Dar unii dintre noi zice, domnule, ne închinăm virtualismul, ne închinăm roboților și o mare problemă, poți să dai. Uitați-vă aici ce spune, ferește te să faci una ca asta. Un înger o zis, nu un robot să nu te închini înaintea mea. De ce? Eu sunt un împreună slujitor cu tine. Și mai aduc un argument din fapte 10. O zis domnului Corneliu, printr-un înger, te duci sau trimiți în Iope și chem pe Petru. De ce? Îngerul nu are dreptul să predice Evanghelia. Chiar dacă e sfânt, chiar dacă e din prezența lui Dumnezeu, un înger nu poate veni să predice tot la fel, sau mai rău, mai rău, de o mie de ori, de un milion de, ori, un robot nu are cum să preia funcția pe care un înger n-a vrut să o preia. Gândiți-vă la lucrul acesta. Îngerul a zis, eu nu pot să-ți predic pentru că n-am simțit iertarea lui Hristos. Eu sunt înger, pe mine nu m-o spăla de păcate. Să vină unul cu numele Petru să-ți predice ca să fii și tu spălat de păcate. Vedeți? Ăsta e argumentul. Închină-te lui Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu, nu la robot. Și apoi ultimul lucru pe care îl amintesc, utilitarismul, ăsta funcționează așa, orice cântic, orice, intere, orice stil, orice, orice. Dacă există un efect spiritual, mântuire, zidire personală, tu trebuie să-l accepti. Aici e o problemă destul de spinoasă, problema asta a utilitarismului. Poți să dai. Uitați-vă în Geneza, în 34 cu 22. Oamenii ajung în biserici să nu mai fie mântuiți. Oamenii înțeleg un singur lucru. Pe timpul ăla, tăierea împrejur era semnul legământului cu Dumnezeu. Oamenii de acolo din Sihem atât au înțeles. Dacă ne tăiem prejur, suferim o zi sau două, dar îi avem la mână. Averile lor, fetele lor, tot ce a lor va fi al nostru. Și ale noastre vor fi ale lor. Vom face așa o fuziune. Oare nu vedeți voi tot la fel? Sunt oameni care vin nu să taie împrejur, dar să botează. Bă, dacă te botezi, te căsătorești cu o fată bună. Dacă te botezi, poți să intri în grupul de laudă și închinare. Dacă te... Și imediat ajungem la utilitarism. Mă, omul ăsta e foarte, foarte bun, e talentat, vine din lume. În lume o cânta la operă. Hai să vină să cânte în biserică. Vine unul de operă, dacă care nu-i salvat nu e spălat cu sângele lui Hristos. Și atunci vine el și noi zicem, ba nu frate, să ne ajute. Dar de ce? Utilitarismul. Orice, orice, nu contează nimic, nimic, nimic. Acceptăm orice. Numai să se mântuiască, să pocăiască oamenii. Și oamenii știți cum să pocăiesc. Ca și la de la operă. El se, pocăie, să pocăiește fals, că vrea să intre în așa în structurile bisericii și așa să pocăiesc și cei care îl ascultă și îi aud, îi aud interpretările, cântările lui. Hai să mergem mai departe, la final, uitați-vă, am un exemplu final, dar poți să nici nu-l pui. Scopul muzicii, sau scopurile muzicii, muzica codifică, unifică și glorifică. Mi-a plăcut foarte mult un teolog american, aveam un clip scurt, dar e suficient. Uitați-vă aici, codifică ce? Vorbiți între voi cu psalmi, ce codifică? asta, Evanghelia, adevărul. Ia adevărul ăsta și îl pune muzica în versuri, în ambalajul ăla frumos, armonic, melodic, care ne topește inima, da? Asta codifică. Apoi, muzica unifică. Imediat, între mine și Dumnezeu, să face o unitate, și Dumnezeu îmi dăruiește cântări, nu numai de laudă, și cântări duovnicești. Prin Duhul Sfânt coboară, Domnul îmi dă cântare în altă limbă și îmi dă traducere, și atunci unificare. Și apoi, neapărat, muzica glorifică. Cântați și aduceți în toată inima laudă cui? Lui Dumnezeu. Lauda mea îl glorifică pe Dumnezeu. Și vreau să rămân la atât, oricum e final, da? Dar. Vreau să vă spun că de acești idoli pe care i-am amintit, nici eu nu sunt ferit, mă feresc, încerc să mă tot analizez, mă tot duc acasă și mă rog și zic, Doamne, am făcut bine, n-am făcut bine, te rog, ajută-mă. Vreau fraților și surori să nu se folosească Dumnezeu de mine în numai șase luni ca de eu am botezătorul și apoi după aceea capul meu să cadă. Nu, 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 eu vreau Domnul să folosească de mine până cât vrea El, până la capătul vieții. Cum a zis odată sora Ileană, o zis cineva că treia, auzi, ce ești boltrână, ești bolnavă, umbli cu cârja în misiune, dar de ce mai umbli în misiune? Lasă-le pe altele tinere. O zis, frate dragă, zice, eu vreau să mor strălucind, nu ruginind. Auziți? Că zice și plugul când îl bagi în brazdă, zice strălucește, dar dacă îl lași, zice și îl plau ruginește. Și eu nu vreau să-mi las darul lui Dumnezeu să ruginească, eu vreau să strălucesc. Și așa au și murit sora. Vedeți? Așa aș vrea și eu, așa aș vrea să fiți și voi cu toată puterea și ce vă da Dumnezeu, să mergeți până la capăt, în forță, în putere, în prezența Duhului Sfânt, în ungerea Duhului Sfânt, în amprenta aceea pe care o aduce numai Duhul Sfânt asupra cântărilor voastre. Și mai repet încă o dată, că nu fac rău și vreau să insist, scrie în Biblie, vorbiți între voi cu psalm. Și atunci instrumentele ar trebui un pic mai încet și să se audă mesajul, să meargă mesajul înainte. Că nu greșim, să bagă niște dope de -alea în urechi și o să auzi mai bine acolo, dacă vrei neapărat să auzi uh, muzica, dar mesajul să-l audă biserica, să-l audă diavolul și iadul, să-l audă îngerii din cer și atunci să bucură Dumnezeu de fiecare din noi. Domnul să vă binecuvinteze! Amin!